se naște o lume frumoasă. Imaginile pe care le urmăriți sunt de la Festivalul de Artă Film în Sat, ediția 1, desfășurată la Peștișani, în județul Gorj. Momente similare se așteaptă organizatorii să fie și la Dolhasca, în județul Suceava, în zilele de 23, 24 și 25 septembrie. Se întâmplă în cadrul proiectului Film în Sat, al actorului Cuzin Toma, cunoscut pentru rolul lui Firicel din serialul La Sfierbinți. Vor fi proiecții de filme în aer liber și invitați surpriză din rândul marilor actori și regizori, care vor avea interacțiune cu publicul, unul la unul. Între producțiile cinematografiei românești care vor rula pe marele ecran se numără filme ale regizorilor Gabriela Kim, Tudor Giurgiu, Corneliu Porumboiu, Daniel Sandu, Bogdan Mureșanu, Andrei Huțuleac, dar și un spectacol de teatru în regia și interpretarea actorului sucevean Răzvan Bănuț. Nu vor lipsi nici Covorul Roșu, dar nici muzica bună desprinsă din folclor pentru popor, asezonată pe alocuri cu influențe underground. Fanfara din Dolhasca, DJ Grim X, cunoscut pe plan local în județul Suceava, fălticeneanul care s-a remarcat și pe piața națională la festivaluri precum Electric Castle și Zile de Vatră, dar și concert cu Argatu, fălticeneanul renumit pentru colaborarea cu trupa Subcarpați. În plus, organizatorii promit ateliere creative și interactive pentru adulți și copii, deopotrivă mâncare bună cu o zonă de food court care va satisface toate poftele gurmanzilor. O retrospectivă a filmului românesc de scurt metraj va fi realizată de invitatul special al festivalului, criticul de film Irina Margareta Nistor.